Bună seara, dragi prieteni, bun găsit într-un an nou la Teleobiectiv. În primul rând, să aveți un an minunat. Vă doresc la mulți ani, multă bucurie, sănătate și multe realizări în acest nou an. Un an care va fi cu siguranță unul destul de greu, atât pentru noi, cât și pentru politicieni, mai ales pentru politicieni, pentru că urmează două tururi de alegeri destul de importante pentru politica românească, dar și pentru România. Și vă reamintesc că vorbim despre alegeri locale, undeva în apropiere de luna iunie, și alegeri parlamentare spre sfârșitul acestui an. Este un an și va fi un an greu și din perspectivă internațională, pentru că noi așa ați văzut ce s-a întâmplat în ultimile zile ale anului și ce emulație până la urmă, cât de tare s-a speriat întreaga planetă, din punctul meu de vedere, dar este doar punctul meu de vedere, gratuit, după ce americanii l-au asasinat pe unul dintre cei mai iubiți generali iranieni, ca să spunem așa, pe generalul Qasem Soleimani, care s-ar face vinovat de multe combinații în Orientul Mijlociu, unele dintre ele destul de sângeroase, dar și de sprijinirea, până la urma, celui nesfârșit război din Siria și poate și a terorismului și a lumii terorismului. Cu siguranță sunt foarte convins că americanii știu ce fac. Am văzut astăzi pe rețelele de socializare tot felul de comentarii că a fost ucis într-un atac cu drone. Este adevărat, la ieșirea din aeroportul de la Bagdad. Asta este adevărat, dar că vezi, Doamne, o țintă poate fi reperată și cu precizie extraordinar de mare prin satelit de câțiva centimetri și că vezi, Doamne, noi toți suntem supuși până la urmă unui astfel de risc. Nu este adevărat, pentru că nu am mai auzit ca americanii să ucidă pe oricine altcineva decât pe cine trebuie, zic eu. Iar în acest caz au știut foarte bine ce au făcut. Cât despre un al treilea război mondial despre care se vorbește, de exemplu, românii căutau pe Google asemănări între, sau mă rog, cuvintele cheie erau al treilea război mondial, Soleimani, dar și Franz Ferdinand, cel care a fost asasinat la Sarajevo și a dat, din cauza acestui asasinat a început primul război mondial. Nu văd niciun astfel de scenariu, cred că nu mai suntem în 1916 sau 17 și nici măcar în 1913 și nici măcar în 1939 sau 40. Suntem într-o altă epocă, într-o altă eră, în care cu siguranță diplomația este suficient de inteligentă încât să oprească o conflagrație mondială din care avea de pierdut nu numai Iranul și Statele Unite, ci multe, multe alte țări. Părerea mea este că toate lucrurile se vor stinge până la urmă, așa cum au început, iar americanii își vor demonstra supremația și vor demonstra în primul rând întregii lumi că au avut dreptate atunci când au asasinat acest general cu notorietate în Iran. Bun, trebuie spus și faptul că lumea arabă din România, ca să spunem așa, cetățenii de arabi din România, au aplaudat acest asasinat, dacă se poate spune așa, și au spus că generalul a primit ceea ce a meritat. Este un subiect interesant și dacă este un subiect interesant, am zis să-l abordăm și noi la începutul acestui an, în această primă emisiune, și v-aș propune pentru început să vedem un scurt filmuleț despre acest general controversat, dar atât de apreciat în lumea arabă. Iată, erau aproape 1 milion de oameni în stradă care făceau scandal și care declarau război pe viață și pe moarte Americii. Așa că haideți să vedem cine este acest general în materialul care urmează. Breaking news. In a major escalation in tensions between the US and Iran, the top Iranian general has been killed in an airstrike while leaving the Baghdad airport. The Pentagon confirmed the US military carried out the attack. Qasem Soleimani was one of the most powerful figures in the Middle East.
the Pentagon announcing that the strike did indeed kill the powerful commander of Iran's Revolutionary Guard Corps, Qasem Soleimani. Generalul iranian Qasem Soleimani, care a fost ucis vineri într-un atac aerian pe aeroportul din Bagdad, a fost considerat de o parte din analiști cel mai popular om din Iran și între cei mai puternici lideri din Orientul Mijlociu. Acum Iranul amenință SUA că se va răzbuna, în timp ce președintele american Donald Trump a salutat asasinarea generalului, iar secretarul de stat a publicat imagini cu irachieni dansând pe străzi. În ciuda staturii sale neimpunătoare și a atitudinii discrete și liniștite, Qasem Soleimani a fost considerat unul dintre cei mai de temut militari din Orientul Mijlociu de către Statele Unite și aliații săi. În calitatea sa de lider al forțelor Quds, trupe de elită ale Revoluției Islamice în vârstă de 62 de ani și-a asumat responsabilitatea pentru operațiunile clandestine ale Iranului în străinătate, extinzând implicarea militară a Iranului în conflicte externe precum cele din Siria și Irak. Prin acțiunile sale și-a câștigat un statut aproape mitic în rândul inamicilor și idolatrizarea de către susținătorii săi din Iran. Analiștii au spus că Soleimani a avut o influență diplomatică mai mare decât a ministrului iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, și au speculat că va ținti în cele din urmă o funcție politică de top. Forța Quds a fost legată de comploturi din Asia și America Latină și chiar o încercare eșuată în 2011 de asasinarea ambasadorului Arabiei Saudite în Statele Unite, la un restaurant italian din Georgetown. După ce președintele Trump a scos Statele Unite în 2015 din acordul nuclear între Iran și alte puteri mondiale, Forța Quds s-a aflat în centrul escaladării rapide a tensiunilor cu Statele Unite. Vineri dimineața nu a fost ucis doar Soleimani, ci și Abu Mahdad al-Muhadis, un comandant al miliției irachiene. Analiștii au apreciat că Soleimani a fost o figură unică și probabil de neînlocuit pentru regimul iranian. Însă după șocul veștii morții sale, unii s-au întrebat ce efect va avea asupra regiunii uciderea unei asemenea figuri venerate. Presiunea unei riposte va fi imensă, a subliniat Vali Nasr, expert în Orientul Mijlociu și profesor la Universitatea Johns Hopkins, pe Twitter. După moartea acestuia, steagul roșu a fost arborat la moscheea Jamkaram din orașul Qom, un loc considerat sacru și sfânt în Orientul Mijlociu încă din Evul Mediu. Steagurile roșii din tradiția șiită simbolizează sângele vărsat pe nedrept. Acestea au fost arborate și la manifestanții din Teheran. Trump a scris că Iranul vorbește cu foarte mare îndrăzneală despre vizarea anumitor ținte ale SUA, ca răspuns la moartea lui Soleimani. Totodată, Trump spune că SUA au în vizor 52 de obiective iraniene și că unele sunt la un nivel foarte înalt și importante pentru Iran și cultura iraniană, iar acele ținte și Iranul însuși vor fi lovite foarte rapid și foarte rău. Ce părere aveți voi despre acest conflict? Credeți că va rămâne la nivel regional sau se va institui un război mondial? Așadar, ați văzut cine este generalul Qasem Soleimani. Da, bună întrebarea din finalul materialului. Ce părere avem despre... Nu va fi nicio conflagrație mondială. Este greu de crezut că Iranul poate amenința Statele Unite, cu atât mai mult cu cât poate lumea întreagă. Dacă nu, noi sigur, dar dacă nu și lumea întreagă s-a săturat de toate aceste amenințări care vin din state dictatoriale. Să nu uităm că Iranul este o republică islamică unde, nu știu, religia este lege și unde este instituită un fel de dictatură, ca să spunem așa. Deci nu cred că putem merge la infinit cu amenințări din partea unor dictaturi gen Iran sau Coreea de Nord, pentru simplu fapt că acestea fabrică arme nucleare. Și din această cauză toată lumea trebuie să tremure în fața lor și toată lumea trebuie să le înghită măgăriile, ca să spunem. Repet, asasinarea acestui general este parte dintr-un plan al americanilor foarte bine pus la punct și motive sunt destul de multe, în așa fel încât nu cred că se hazarda cineva să tragă să execute un atac cu drone asupra unei mașini în care se afla un demnitar, doar așa din joacă sau doar așa din distracție ca la un joc video.
Au fost rațiuni de stat, au fost rațiuni legate de securitatea mondială. Într-adevăr, în aceste momente se desfășoară o reuniune de urgență a NATO, unde se discută despre faptul că Iranul a încălcat acel tratat de proliferare a armelor nucleare, de îmbogățirea uraniului și practic l-a luat în derâdere, dar doar din aceste motive s-a convocat această reuniune de urgență, nu din alte motive, că au ridicat aia steagul roșu pe nu știu ce moschee, că au ieșit un milion de oameni să-l plângă pe Soleimani și că, vezi, Doamne, plâng și țipă și urlă iranienii pe străzi și înjură americanii și le doresc moartea. Probabil că și prin Coreea de Nord există manifestări anti-americane. Înțeleg că acest general a fost la baza, nu, sau el a stat până la urmă la baza tuturor atacurilor din capitala iraniană asupra ambasadei americane din capitala iraniană și a multor altor isprăvi, a instituit o axă a diavolului, după cum ați văzut, și, mă rog, multe, multe alte chestii. Despre acest om se vorbește nu de acum, ci de 4-5 ani sau chiar mai bine. Au existat o serie de informări la adresa Statelor Unite cu privire la pericolul pe care acest om îl execută, să spunem, îl exercită asupra Orientului Mijlociu și asupra războiului de acolo, a tensiunilor care parcă nu se mai termină. Și într-un final, americanii și-au ales momentul potrivit. Ei, și noi am ales tot la acest moment potrivit, pentru că nu putem să terminăm așa arătând un comentariu despre viața acestui, nu știu, simbol al Iranului. Vezi, Doamne, acest om, nu știu, până la urmă o să-l facă și sfânt, cred că. Haideți să vedem o altă chestiune. Prin noiembrie 2015, mai exact pe 13 noiembrie 2015, tot pe YouTube se difuza un material despre ce se spunea la acea vreme despre generalul Qasem Soleimani, cine era el. Deci e vorba de o dată care se află cu peste 4 ani și ceva în urmă. Așadar, nu sunt încă 5 ani, 4 ani și câteva luni în urmă, ca să vedeți că de fapt nimic nu este întâmplător pe această planetă, așa cum nici acest atentat n-a fost întâmplător. Haideți să vedem așadar ce se spunea despre acest faimos general în urmă cu peste 4 ani de zile, ca să vedeți de ce s-a întâmplat acest lucru acum. Welcome back to Jerusalem Dateline. A dangerous new alliance is forming in the Middle East. Russia has joined forces with Iran, Hezbollah, and Bashar al-Assad in Syria. But controlling Syria may only be the beginning of their plans. Eric Steckelback takes a closer look at this alliance and the man at the center of it. It's a nightmare scenario. A military powerhouse with a massive nuclear arsenal, openly aligning itself with Islamic terrorists who are hostile to America and Israel. That's exactly the situation today in Syria, as the Russian military coordinates with the world's number one state sponsor of terror, Iran, and its proxy Hezbollah. The Russian-Iranian alliance is helping to prop up the regime of Syrian dictator Bashar al-Assad. He'd been on the ropes, threatened on all sides by ISIS, al-Qaeda, and Syrian rebel groups. And then the Russian bear stepped in. Russia began airstrikes in Syria on behalf of the Assad regime in late September after a steady military buildup. The buildup began shortly after an Iranian general named Qasem Soleimani paid a visit to Moscow in July. It was no coincidence. Although he largely avoids the limelight, Soleimani has been called the most powerful operative in the Middle East today. In general terms, he's a uniformed Osama bin Laden. He's anti-US. He is able to travel the Middle East, North Africa, and basically funding and directing Iranian proxy groups like Hezbollah, Hamas, and the Houthis, and those are just the ones that start with an H. Michael Pregent is executive director of Veterans Against the Iran Deal. He served as an intelligence advisor to General David Petraeus in Iraq, where he saw Soleimani's handiwork up close. Talk about, in specific,
the kind of attacks that Soleimani and the Iranians helped carry out against U.S. troops in Iraq. Okay, well, there were the explosively formed penetrators. That was a munition that the Iranians helped Shia militias build. They brought them to Iran, trained them on how to use it, and actually set them up in Iraq and directed their attacks against U.S. forces. U.S. officials believe those Iranian-supplied weapons led to the deaths of at least 500 American soldiers in Iraq. As leader of the elite Quds Force wing of Iran's Revolutionary Guards Corps, Soleimani played a central role. Soleimani is responsible for Quds Force external operations. He has the Iraq portfolio. He has the Syria portfolio. He's responsible for keeping Assad in power for 4 years. He has a hand in Assad in the death of 200,000 Syrians. Israel, however, is Soleimani's ultimate target. The Quds Force, Quds means Jerusalem. The Quds Force is an external force hell-bent on taking Jerusalem back. That's their long-term strategic goal. In pursuit of that goal, Iran is attempting to establish a foothold in Syria's Golan Heights along Israel's border. In January 2015, an Israeli helicopter strike killed a group of top Hezbollah operatives near the Golan border along with an Iranian brigadier general. That setback didn't deter Iran's long-term plans. Last month, Soleimani personally visited the Golan to rally Syrian and Hezbollah troops there. Qasem Soleimani has become much more public in his profile. Lots of pictures of him standing alongside Iraqi Shia militants in Iraq, in Syria. He's taken a very public role. Likewise, Iran is stepping up its role in Syria's civil war. Some 2,000 Iranian and Iranian-backed fighters are now in Syria, battling to prop up the Assad regime. They're joined by thousands of Hezbollah fighters and supported by a daily barrage of Russian airstrikes against anti-Assad targets. In addition, Russia, Iran, the Assad regime, and Iraq are now all reportedly sharing intelligence. An emergency visit by Qasem Soleimani to Moscow in July reportedly sealed the deal for Russian involvement in Syria. It was a visit made in direct violation of UN sanctions against the Quds Force leader. When we say that sanctions are still on Soleimani, they're not, because the supreme leader will give Soleimani as much money as Soleimani needs to continue Iran's export of terrorism. He answers directly to the supreme leader. Qasem Soleimani answers directly to Khamenei, and that's the problem. We don't understand that. As for Russia, its presence in the Middle East and its growing alliance with Iran raises serious questions for Israel, such as how will Russia react to a potential war between Israel and Hezbollah or an Israeli strike against Iran's nuclear facilities? The answers remain unclear. Eric Stackelbeck, CBN News, Washington. Așadar, dacă ați urmărit cu atenție acest video, acest mini-reportaj realizat, reamintesc, pe 13 noiembrie 2015 despre Qasem Soleimani, ați văzut cu siguranță cu ce se ocupa acest individ care, după cum spuneau reporterii de acolo, exporta terorismul iranian. L-ați văzut în vizită în Rusia, contrar interdicțiilor ONU, în vizită în tot felul de cuiburi din astea teroriste. Românul are o vorbă, sau noi românii avem o vorbă, omul și-a căutat-o cu lumânarea, ca să spunem așa. Cam asta ar fi concluzia. Așadar, înainte de a ne pune tot felul de întrebări, am văzut o serie de analiști, peste analiști, care imediat s-au grăbit analiști din România, printre care nelipsitul Bogdan Chiriac, care imediat s-au grăbit să analizeze cu foarte multă atenție și îngrijorare, ca să spunem așa, analizau cu îngrijorare situația din Orientul Mijlociu. Nu cred că o moarte în plus sau un minus. Deci acolo, ca să fim serioși, nimeni nu a plâns de zecile de mii de oameni uciși de regimul lui Bashar al-Assad în Siria, dar îl plângem pe acest general, am văzut că îl plâng un milion de oameni, că vezi, Doamne, el era un simbol al Iranului și cum și-a permis Statele Unite să facă o asemenea grozăvie. Dar despre oamenii, repet, uciși, despre atentatele din toate capitalele europene, despre oameni nevinovați uciși la un târg de Crăciun sau pe, nu știu, la Nisa, sau care se aflau
ca turiști în diverse locuri, uciși de tot felul de descelerați care proveneau tot de prin acea zonă, nu mai vorbește și nu mai plânge nimeni astăzi. Dar îl plângem pe acest general că, vezi, Doamne, cum și-a permis Statele Unite. Iată că Statele Unite își permit să facă tot felul de astfel de chestii și îl vor mai face. Și nu cred, repet, nu cred în niciun fel de război mondial extraordinar care o să înceapă. Probabil tot în acea zonă va fi una, toată aceeași zonă va rămâne una fierbinte. Bun, haideți să trecem de acest, am zis să abordăm acest subiect la început de an pentru că a inflamat întreaga lume până la urmă și era normal să-l abordăm și noi. Bun, la sfârșitul anului trecut, mai precis în jur de între 16 și 20 decembrie, am fost la Strasburg, la invitația europarlamentarului Marian Jean Marinescu, căruia i-am luat un interviu pentru Tele2 Drobeta. De asemenea, o să vedeți și discuția cu Rareș Bogdan, fostul om de televiziune devenit numărul 2 în Partidul Național Liberal. O să vedeți ce spun aceștia despre situația actualului guvern, despre libertatea presei, dar și despre modul în care va guverna PNL. Până atunci însă, ce vreau să vă prezint eu în continuare, l-am întrebat pe Marian Jean Marinescu, care este printre altele unul dintre cei mai buni negociatori ai Partidului Popular European, conduce în acest moment grupul PPE din Comisia de Transporturi sau Comisia TRAN, pe scurt, și care a negociat multe la viața lui. O să vedeți, principala chestiune în care este implicat la ora asta este un celebru acord care se numește Green Deal și care a fost până la urmă pariul actualului șef al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu pariul cu Europa până la urmă. Acest acord își dorește transferul a 75% din transportul rutier pe mare, pe fluvial, transport naval, fluvial, maritim și feroviar. Bun, o să fie o catastrofă pentru o țară ca România, care nu are infrastructură feroviară, dar nici navală. Și ajungând la această infrastructură navală, l-am întrebat, bineînțeles, și despre porturile dunărene. Pentru că ați văzut, portul din Severin este vai mama lui, pentru că, nu pentru că ar fi de vină primăria, nu are nicio vină, ci pentru că de ani de zile ne chinuim să-l luăm din ghearele unei agenții, unei autorități care își bate joc de el. Haideți să vedem ce spune Marian Jean Marinescu despre porturile dunărene și ce se putea face pentru aceste porturi. De ce au ajuns în acest hal? În județul Mehedinți, de exemplu, este o problemă legată de Dunăre și de transportul. Potențialul Dunării nu este atât de bine folosit pentru transport. Și dacă acest coridor Dunărea poate fi până la urmă pus în valoare. Dar asta nu are legătură cu pachetul de mobilitate. Pachetul de mobilitate este diferit, este pentru transportul rutier. În Green Deal se spune, în acest pact pentru pact ecologic, se povestește despre transferul a 75% din transportul rutier, din cantitatea de marfă pe transportul rutier, transferul pe cale ferată și pe fluvial. O cifră foarte mare. Foarte mare. Să vedem cum se va face acest lucru, așteptăm propunerea de lege. Până atunci însă eu am început să lucrez un pic la acest lucru din nou, după tot timpul am avut această preocupare. Acum însă am început chiar foarte serios, am fost deja aici la Comisia Rinului, am fost invitat să și vorbesc. Dar am fost la o reuniune în care le-am spus că mă voi ocupa de acest lucru și am început să întreb ce se întâmplă cu uniformizarea regulilor atât tehnice cât și de navigație pe Dunăre și pe Rin. Pentru că acest canal este foarte important și n-au nici regulamentele armonizate, nici regulile tehnice. Parțial s-a început să se lucreze la ele. Pe de altă parte, ne trebuie și în contribuția Comisiei PP-ului din TRAN la rezoluția pe Green Deal, am introdus o linie acolo, cerând o coordonare a investițiilor pe Dunăre.
Dunărea nu e un spațiu deschis, este un fluviu. Dacă un stat nu investește, se blochează totul. Și după cum știți, am avut probleme cu Bulgaria, Ungaria nu investește în canalul navigabil, știți că au un canal care ocoliște Budapesta. Deci trebuie făcut ceva. Nu mai putem aștepta de la fiecare stat membru să facă dacă vrea. Nu, dacă vrem să contribuim la micșorarea emisiilor cu căile navigabile fluviale, trebuie să iasă de la Comisie o reglementare prin care statele membre sunt obligate să pună bani la acest obiectiv. Și asta voi cere în continuare, de aici înainte. Dacă rezolvăm acest lucru, atunci putem să ne gândim că se va dezvolta transportul pe Dunăre. Toate porturile Dunărei, inclusiv portul Drobeta și da, în mehenism mai este și la Șvinița și la Dubova, da, sunt în administrarea unei companii din Giurgiu care în anii care au trecut n-a investit nimic. Municipalitățile se chinuie să preia. Da. Fostul guvern, fostul ministru al transporturilor le promitea că le vor da aceste porturi pentru că s-a mai încercat acest lucru, da. Dacă cumva se poate de aici interveni, puteți să sprijiniți sau puteți să faceți niște demersuri, este foarte important pentru dezvoltarea acelor comunități. Și da, cred că și în Dolj sunt. Prin, da, Bechetu, Calafatu, cum să nu. Cred că se poate face ceva, e adevărat, rezoluție, adică nu ceva legislativ, însă bazat pe acest pact ecologic care are și, poate avea și niște, adică are și niște efecte pozitive, clar, nu are efecte pozitive pe climă, dar are și lateral, colateral efecte pozitive, se poate cere printr-o rezoluție de la Parlament și o să am în vedere o rezoluție pentru navigația pe râurile, pe fluviile din Europa. Se poate cere să se dezvolte porturile pentru un transport, pentru a se transforma în platforme multimodale. Adică dacă vine acolo un vapor, să existe posibilitatea de transfer a mărfii pe uscat și să existe legături feroviare și rutiere pentru a pleca mai departe. Asta înseamnă o platformă multimodală. Și au și interes turistic în report. Bineînțeles, este și interesul turistic. Lucrurile acestea trebuie făcute. Există strategia Dunării pe care știți că România a propus-o împreună cu Austria, dar ideea originală a fost a României și s-au făcut nenumărate conferințe, s-au cheltuit foarte mulți bani pe conferințe, nu prea s-a întâmplat nimic concret în ceea ce privește canalul navigabil, nu? Pentru că acesta este canalul navigabil, este cel mai important. Dezvoltarea porturilor ar fi trebuit, banii europeni puteau duce acolo fără niciun fel de opreliște de la nimeni, din potrivă. Sunt pe harta rețelelor de transport europene. Da, așadar ce reținem de aici? Avem un fluviu, nu numai noi, trece prin nu știu câte țări, nu o să repete o lecție de geografie, să vedem prin câte capitale europene și prin câte țări trece Dunărea, le știm cu toții, dar nu toate aceste țări s-au apucat să investească. Ați văzut, Ungaria are un canal care înconjoară Budapesta și nu prea a investit în el, un canal navigabil, dar, mă rog, să nu abordăm problema Ungariei sau a Slovaciei sau a Germaniei sau, nu știu, nici chiar a Bulgariei, pentru că sunt cumva mai departe de noi, ci să abordăm problema noastră. Trece pe o distanță foarte mare prin România, Dunărea, și noi nu suntem în stare să refacem șenalul navigabil și să facem aceste porturi, lucru pentru care ar trebui nouă ca popor să ne fie puțin rușine. Și nu vorbesc aici de autoritățile locale, pentru că v-am explicat și știm cu toții că n-au avut cum să intervină. De ce? Pentru că toate aceste porturi dunărene pe care le știți sunt în administrarea unei autorități, nu știu cum doamne iartă mă spune, din Giurgiu, care nu s-a sinchisit să atragă fonduri europene. Ați văzut ce spune europarlamentarul, nimeni nu a luat acei bani europeni să facă ceva cu ei. Nu avea niciun rost. Sau de ce să facă acest lucru când
puteau foarte bine, așa cum au și făcut, să exploateze porturile comerciale. Este și în Severin un port comercial, de unde să scoată niște bani și rest, la revedere, drum bun. Bun, nici n-au făcut nimic, cum zice, nici nu te lasă să umori, nici nu te lasă să trăiești. Nici nu le-a dat autorităților locale care puteau ele să ia fonduri europene. Așa cum am luat fonduri europene pentru cetatea medievală, pentru Palatul Cultural, se putea lua și pentru port. Dar n-ai cum să ceri fonduri europene, dar pentru ceva care nu ți aparține. Bun, și mai grav, și mai grav, ați văzut că a subliniat și așa este, România și Austria au, de fapt, a fost ideea României de a propune o strategie a Dunării, iar Austria a îmbrățișat această propunere. Deci a fost propunerea României. Și asta ar trebui să ne fie cu atât mai mult rușine, pentru că de ani de zile, și eu mi-aduc aminte de foștii președinți ai Consiliului Județean, care se duceau la Ulm, cred că, sau nu știu pe unde Dumnezeu se duceau, la conferințele Dunării. Conferințe despre strategia Dunării. Dom'le, au făcut la conferințe pentru strategia Dunării până m-am săturat eu de citit despre aceste conferințe. Păi, există niște întâlniri din alea extraordinare, dom'le, o să facem noi, o să dregem, o să rupem, o să spargem. Și, de fapt, totul s-a limitat la aceste conferințe, s-au cheltuit mormane de bani, mulți, mulți, mulți bani, și nu s-a făcut aproape nimic, sau adică chiar nimic, nu ca aproape nimic, în așa fel încât să avem și un port și o bună navigație pe Dunăre. Acesta a fost, până la urmă, și motivul, pentru că sunt severinean, pentru care am ridicat această problemă a portului din Severin în Parlamentul European de la Strasburg. Bun, în continuare, tot la Strasburg am stat de vorbă și cu Rareș Bogdan, acum, mă rog, fostul om de televiziune, acum numărul 2 în PNL, vicepreședinte al PNL, care, haideți să vedeți ce spune Rareș Bogdan despre presă și libertatea presei. Asta așa ca să înțelegem că presa este cu adevărat a patra putere în stat. Haideți să vedem. Jurnaliștii au rolul lor într-o democrație funcțională și în societatea românească. Nu trebuie minimalizat rolul acestor oameni, pentru că sunt avertizori de greșeli guvernamentale, sunt avertizori morali și despre calitatea celor promovați în poziții publice, în funcții publice, și de asemenea sunt avertizorii unor cetăți, pentru cetățenii care se informează din mass media cu privire la acțiunile politicienilor sau ale aleșilor locali. Deci presa a trecut prin momente grele, dar în momentul acesta consider că este complet liberă și cred că libertatea totală o dă independența jurnalistului, inclusiv din punct de vedere economic. Adică dacă statutul jurnalistului, dacă venitul pe care îl are e unul suficient de decent, bun, clar că forța jurnalistului este extrem de mare. Eu de-a lungul timpului am gândit cu diversi colegi și nu am să ezit să gândesc în continuare politici de sprijinire a jurnalistului, inclusiv din partea Uniunii Europene, inclusiv din partea bugetelor europene, pentru că fără presă liberă, fără presă independentă, fără jurnaliști liberi, nu va exista niciodată democrație funcțională. Și trebuie să le intre tuturor politicienilor în cap acest lucru. Nimeni niciodată nu a câștigat un război cu presa, nimeni niciodată nu va reuși să omoare spiritul de dreptate și de adevăr pe care l-au jurnaliștii din întreaga lume. Trebuie să țină cont toți de asta și să nu cadă în greșelile în care au căzut cei din fosta guvernare în frunte cu Liviu Drag. Da, iată ce spune un om de presă până la urmă, un om care a făcut carieră în presă. Nimeni nu a câștigat niciodată un război cu presa. Bine, este această zicere, ca să spunem așa, e veche și este foarte adevărată. De ce este nevoie de libertatea presei? Pentru că presa a reușit să scoată la iveală multe, multe lucruri în ultimii ani și dacă nu era această instituție, probabil că nu ajungeam astăzi acolo unde suntem. Pentru că suntem într-adevăr în Uniunea Europeană, suntem respectați într-un fel sau altul, am avut și noi greșelile noastre, dar întotdeauna presa a fost cea care le-a scos la iveală. Bun, vis-a-vis de libertatea presei și de tot ce scoate presa la iveală,
O să vedeți în cele ce urmează că tot același Rareș Bogdan, și repet, nu am stat de vorbă cu Rareș Bogdan ca și cu un coleg de presă sau fost coleg de presă sau așa, că era Rareș Bogdan și îl vedeam cu toți în fiecare seară la un post de televiziune. Nu, am stat de vorbă cu el în calitate, atenție, nu de jurnalist, de fost realizator TV, ci de prim vicepreședinte al PNL, omul apropiat de președintele Klaus Iohannis, dar și omul care a pus umărul la fabricarea noului guvern și la numirea multora dintre miniștri. Adică acest om, până la urmă, este consultat în tot ceea ce se întâmplă în partid, fiind, nu, numărul 2 în PNL. Ei, dacă tot este numărul 2 în PNL și tot a spus că e vorba de libertatea presei, evident că l-am întrebat pe același Rareș Bogdan, dom'le, ce se întâmplă dacă în următoarele luni despre demnitarii PNL, miniștrii, în special cabinetului Orban, și, dar nu numai ei, ci și secretari de stat și alți prefecți, șefi de poliție și așa mai departe, toți cei numiți până la urmă de acest guvern, vor călca strâmb. Iar presa va relata și va vorbi despre acest lucru. Iar omul a spus foarte clar, spre diferență de mulți, mulți alții pe care a durut în cot, ca să nu spun în altă parte, de presă, a spus, domnule, noi stăm cu ochii pe, așa că dar mare atenție, asta nu vreau să spun pentru dumneavoastră ca telespectator și pentru mulți oameni care se cred un fel de zei pe aici la nivel local, dacă au nu știu ce funcție, mare atenție, pentru că omul a zis așa, domnule, avem oameni care citesc toată presa din toată țara, în special presa locală, pentru că, atenție, presa locală este cea care vine cu dezvăluiri de genul ăsta, nu presa centrală și televiziunile centrale care ne vorbeze dimineața până seara de cazul Caracal și de pensii și salarii, dacă cresc sau nu, și ne amețesc cu tot felul de breaking news-uri false. Nu. Presa locală este cea care va dezvălui tot ceea ce înseamnă puterea locală. Iar acești oameni au spus că vor sta cu ochii pe ei și îi vor trece pe răboji. O să vedeți că așa spune. Îi vom trece pe răboji și vom lua măsuri. Bun, l-am întrebat și despre cabinetul Orban și omul a spus că deocamdată sunt câțiva miniștri care performează. A vorbit foarte frumos despre ministrul nostru mehedințean Virgil Popescu. Și a spus că mai sunt vreo câțiva care performează, mai sunt și unii că nu performează încă, dar îi mai așteaptă să vadă că probabil sunt la început, după care vor lua măsuri cu cei care nu performează. Și mi se pare absolut normal. Acum să vedem dacă ei se țin de cuvânt. Bun, haideți să vedem ce spune Rareș Bogdan despre miniștrii și despre modul în care va asculta de presa locală. Sunt miniștrii care au confirmat, excepțional, și pot enumera 4-5 miniștri, cel puțin. Marcel Vela la interne, Florin Câțu la sănătate, la finanțe, Ciucă la armat, la apărare, de asemenea extrem de bun Virgil Popescu la economie și energie, din Mehedinți, parcă, nu că sunteți din Mehedinți unii de aici. Sunt miniștrii care au confirmat, e foarte bun și Victor Costache, chiar dacă nu are foarte multă experiență managerială, e un medic foarte bun și un om care înțelege sistemul. Și sigur, sunt poate miniștri care încă n-au confirmat suficient. Eu vă asigur, Ionuț, de asemenea, o să vedeți că va face treabă la sport. Ionuț e un om de bună credință, un om de calitate, un om corect și va face treabă în acel domeniu. E un om respectat și un om care știe să respecte, pentru că acolo trebuie să știi să respecti valorile fantastice care au adus gloria acestei țări. Ionuț știe să facă asta. Apropo că e presă și din Dolj aici în zonă. Ei, eu vă spun că urmărim activitatea fiecărui ministru și nu vom ezita ca în cazul în care unii nu se ridică la înălțimea poziției sau la mandatul pe care l-au primit de la români prin Partidul Național Liberal, deci din partea românilor, să luăm măsuri, să atragem atenția. Deocamdată, eu zic să urmărim cu mare atenție ce se întâmplă, să notăm pe răboz, iar noi cei din conducerea Partidului Național Liberal vă asigur că urmărim fiecare articol, fiecare opinie exprimată de un jurnalist, pentru că eu cred în buna credință a jurnaliștilor. Știu că am făcut această meserie timp de 15 ani cu pasiune și cu bună credință. Și vreau să cred că întreg corpul jurnalistic face acest lucru cu bună credință
Și atunci când atrage atenția pe un subiect sau pe o nerealizare sau pe o, pe o activitate mai bună sau mai puțin bună a unui ales sau unui, unei persoane numite, o face din dorința de a nu exista un eșec. Pentru că pentru noi ar fi un dezastru și pentru români, nu doar pentru noi, pentru că așteptările sunt foarte, foarte mari. Eu vă spun pentru că dau explicații cât am timpul necesar pe un subiect extrem de sensibil. Un subiect care ridică, îi face pe unii dintre cititori sau telespectatori sau urmăritori să ridice din sprâncene sau din numeri, să întrebe de ce se întâmplă asta. Pensiile speciale. Am spus-o în campanie și eu și colegii mei, o spun în continuare. Pensiile speciale, și mă bucur că premierul a reiterat ieri, vor fi tăiate cu excepția pensiilor ocupaționale ale militarilor. Așa este și în Germania și în Franța. E normal ca cu precădere cei din teatrele de operații să fie respectați, așa cum e normal, ar fi normal să aibă pensii mai speciale un om care e în mină, nu unul care stă la Curtea de Conturi sau în Parlamentul României sau la funcționar la Consiliul Concurenței sau așa mai departe. Deci clar că dar totul se face pas cu pas. Da, deci mă gândesc că omul a fost destul de clar. Acum nu știu dacă se vor ține și de cuvânt, dar sunt ferm convins că se vor ține pentru că au început să ia anumite măsuri. A fost destituit un șef de poliție de la Vâlcea care de mai multe ori a fost prins circulând cu viteză pentru că el era șeful poliției și dacă era șeful poliției, cum, Doamne iartă-mă, să nu-și permită el. La Vâlcea, unde interlopii bat polițiștii, asta a fost ultima intervenție, că mai sunt polițiști bătuși prin alte zone. Așa, de asemenea am văzut că după ani de zile în care elicopterele SMURD nu zburau noaptea, pentru că domnul Arafat a spus că nu sunt piloți ca să circule cu elicopterele noaptea, Ministerul de Interne, actualul ministru de interne, a adus sau, mă rog, a reușit să îi convingă pe câțiva dintre piloții pensionari, și acum să nu înțelegeți că ar fi niște bătrânei, ei ies la pensie mai devreme, la vârste din astea mai undeva așa de la vreo 4-5-50 de ani, i-a reușit să-i cheme câțiva dintre ei înapoi ca să poată să piloteze aceste avioane, aceste elicoptere și noaptea, pentru că și atunci se întâmplă nenorociri pe șosele sau prin multe alte locuri și este nevoie de aceste elicoptere ale SMURD. Și probabil se vor întâmpla multe, multe lucruri. Deci, cred că până la urmă avertismentul a fost destul de clar. Noi l-am luat în serios, noi ca jurnaliști, și vă asigur că vom sta cu ochii, cel puțin la această emisiune vom discuta și veți vedea multe, multe, dar și la această televiziune. Și o să mai vedem dacă... Că acum, cum să spun, există și greșeli până la urmă. Nu, oamenii se pot și amăgi atunci când numesc pe cineva. Poți să numești un șef de poliție, poți să numești un prefect, poți să numești un șef de deconcentrate despre care nu ai știut foarte multe lucruri. Dar, după cum spune omul, în momentul în care vor apărea scandaluri în presă, respectivul își va face băgăjelul și va pleca. Nu așa cum s-a întâmplat de, eu știu, s-a scris, au curs râuri de cerneală, ca să spunem, sau eu știu, ore întregi de emisie TV despre unii și despre alții, ăia pe ea durut la bască sau la bașcheți și nu s-au dat la o parte de pe posturi. Cred eu și sper din tot sufletul că se vor schimba multe, multe lucruri, pentru că așa ar fi, este normal, nu? În momentul în care ai alunecat către un scandal de presă, îți mai faci și bagajul și te duci acasă. Dacă se va întâmpla așa, repet, rămâne de văzut. Este desalutat intenția. Desalutat este declarația pe care o face Rareș Bogdan și tot desalutat este demersul pe care acești oameni, într-adevăr, vor să-l facă. Eu sper că poate acest guvern, poate următorul, poate următoarele, nu vor mai face greșelile care s-au făcut pe timpul altor guverne, nu vom mai lua la mișto, ca să spunem așa, justiția în România, nu ne mai vom mai bate joc de legile în România așa noaptea ca hoții și vom încerca să ținem cont puțin și de părerea presei. Cât despre partea economică a presei, ați văzut omul, nu știu cât câștiga el acolo la Realitatea, dar asta este o problemă.
este o problemă pentru că presa este puternic constrânsă economic. Adică știți cu toții ce poate să însemne constrângerea economică a unui organ de presă sau a unui jurnalist și așa mai departe. Și aici poate exista o problemă. Și ca să vedeți că omul n-a glumit, adică ceea ce, el a spus acest lucru undeva în jur de 20 decembrie, ceea ce urmează să vedeți s-a întâmplat pe 31 decembrie, la o conferință, videoconferință cu o videoconferință a Ministrului Afacerilor Interne, unde într-adevăr un șef de poliție, vorbind de cel de la Vâlcea, a fost destituit în direct, online. Nu? Și ceea ce mă face să cred că la distanță, nu cred că s-au vorbit ăștia între ei, cam ceea ce spunea Rareș Bogdan, cam se poate întâmpla. Haideți să vedem ce a făcut ministrul Afacerilor Interne în ultima zi a anului. Trecem la... Apropo, la Vâlcea suntem, nu? Cum stați cu faptele de ultraj ale interlopilor la adresa polițiștilor? Ați avut 8 anul ăsta, cei doi băieți, nu? Și data trecută, când v-am întrebat, mi-ați raportat 8 și mi-ați spus și de cele 15 de anul trecut, care de fapt împreună făceau 23. De la ultima noastră întâlnire, ați mai avut cazuri de ultraj? Vă raportez faptul, comisar, șef Matei, sunt adjunctul șefului Inspectoratului Județean de Poliție Vâlcea, vă raportez faptul că nu am mai avut fapte de ultraj. De altfel, conducerea IGPR-ului a dispus un control la IPJ Vâlcea și au fost lămurite aceste aspecte. Cum adică lămurite? Adică am văzut exact cum au fost bătuți polițiștii de 23 de ori de interlopi. Vis-a-vis de acele disfuncționalități pe care le-au constatat dumnealor și urmează a fi dispuse măsuri pentru remedierea acestora. Și unde e inspectorul șef? Vă raportez faptul că este liber. Liber? Păi da, ce voi sunteți arestați acolo? Are zile de concediu de odihnă. Am înțeles, e obosit. După... Bun. Spuneți că pentru că nu e la videoconferință, pentru că nu a managerizat bine cele 23 de acte de ultraj, pentru că circulă cum circulă, că am înțeles că e a doua oară când încalcă codul rutier, nu? Din păcate așa este. Spuneți că acum aici l-am demis. Da? Prima demitere online. Da, prima demitere online. Deci, vedeți că se poate. Se poate, e foarte simplu. Mă distra foarte tare în timp ce se difuza aceste imagini, mă distra foarte tare explicațiile adjunctului șefului poliției. Știți, domnul ministru, am luat toate măsurile pentru a preîntâmpina astfel de... Deci, ăia 23 de polițiști fuseseră bătuți de interlopi în Vâlcea, așa ca la... cum aveau ei chef, dar oamenii au luat măsuri. Dom'le, au luat măsuri grele de tot și șeful poliției, mă rog, n-a avut tupeu să vină la videoconferință, l-a trimis pe adjunctul său, că omul era liber. Înțelegeți? Adică dacă tot era 31, era ultima zi a anului, omul era liber, probabil și luase vreo căbănuță, cine știe pe unde, dacă tot era șeful poliției. Ce a zis? Du-te, băi, neadjunctul, iată, tu ce dracu mai vrea ministrul ăla pe ziua de anul nou? Ce treabă am eu cu el? Ei, și omul l-a destituit. Deci eu mă gândesc că se poate, da? Se poate, e chiar indicat să se întâmple lucruri de genul ăsta. Și tare mă tem că se vor mai întâmpla. Deci, cred eu că se așa, am o presimțire că vor mai trece, că tot erau la Vâlcea, înțelegeți? Tot erau pe la Vâlcea și dacă erau la Vâlcea, poate o iau așa la rând, înțelegeți prin ce vreau să spun. O iau așa la rând prin toate regiunile țării, ca să nu dau foarte multe indicii, frumos așa unul câte unul, cu întrebări de genul ăsta. Dom'le, știți care este situația? Și vor intra oamenii direct și vor spune, situația la noi este sub control, s-au luat măsurile specifice pentru eradicarea eradicării. Bine, la revedere, drum bun. Asta ca și în comunicatele care le primește presa. Se vor lua măsuri specifice în cauză, au fost... luate toate măsurile care
nu știu care măsuri. Deci poate terminăm cu toate tâmpenile și toate mizeriile astea. Bun, ca să nu mai lungim vorba, cam asta au fost filmulețele de astăzi. Așadar, am început în forță, vom continua și în zilele următoare să vă prezentăm astfel de lucruri și vom continua să sperăm că lucrurile vor reveni la normal. Până atunci, oameni buni, să aveți o seară minunată, toate cele bune, în continuare urmează realitatea zilei. Așadar, o seară minunată!